Pe 10 septembrie a expirat termenul legal de 60 de zile în care Ministerul Energiei era obligat prin legea 167/2018 de modificare a legii energiei electrice și a gazelor naturale să adopte un proiect de hotărâre de guvern cu privire la aprobarea caietului de sarcini și a contractului cadru de concesionare a distribuției de gaze naturale către populație. Hotărârea de guvern nu a fost nici măcar inițiată, ce să mai vorbim de adoptată. Legea a fost aprobată de Parlament și promulgată de președintele României Klaus Iohannis în luna iulie, dar în prezent nu poate fi aplicată din cauză că nu a fost adoptat acest proiect de hotărâre de guvern. Deputatul liberal Virgil Popescu consideră că atitudinea este de fapt o bătaie de joc din partea ministrului energiei la adresa românilor. Ministrul energiei efectiv își bate joc de români. Ieri a expirat termenul dat de legea 167/2018, o lege care modifică legea energiei electrice și a gazelor naturale, o lege la care noi liberalii am lucrat, la care eu personal am adus multe amendamente, o lege prin care mutam distribuția de gaze de la Ministerul Energiei către unitățile administrative teritoriale. Termen de 60 de zile de la publicarea legii monitor oficial, termenul a fost 10 iulie, deci 10 septembrie, adică ieri, Ministerul Energiei trebuia să promoveze și să adopte în guvern hotărâri de guvern în care de sarcini cadru și un contract cadru de concesionare a distribuției de gaze naturale. Asta înseamnă că nu vrei tu PSD și ALDE, vrei să blochezi de distribuțiile de gaze, de extinderea distribuțiilor de gaze. Asta înseamnă că primarii tuturor partidelor, și PSD, și PNL, și ALDE, și UDMR, și tot, și PMP, tot, sunt vitrejiți de posibilitatea de a da drumul mai rapid la concesionarea distribuției de gaze naturale. Deputatul liberal mai spune că a fost sunat de primari din diferite colțuri ale țării care doresc să introducă gazele naturale în comună și care sperau că prin această modificare a legii lucrurile se vor schimba în bine. Virgil Popescu va face în zilele următoare și o interpelare și va cere explicații din partea ministrului Anton Anton.